după Salul Ciobănaș, astăzi o nouă zi cu oile. Astăzi vreau să vorbesc și vreau să pun și o întrebare celor care mă urmăriți. Dacă aveți oi și ați dat miei, cum ați procedat, de ați recupera banii sau cum ați dat miei? Cu acte, adică pe cont bancar, cash, banii jos sau cum ați procedat voi? Am primit niște comentarii care m-au spus niște prieteni că nu trebuia să fi dat miei fără banii jos. Eu, din câte știu, acum cam așa merge, adică totul se dă prin cont bancar, nu se mai dă cash. Acum, nu știu, n-am încercat. Așa se face și scăderea lor din calculator și nu. Plătește ANAF-urile și plus că na, mai câștigă și băncile din tranzacțiile astea. Dar chiar vreau să văd, să lăsați în comentarii cum procedați voi și cum ați dat voi mie. La mine, eu am mai pățit anul trecut tot așa o situație în care am dat reformele. Pornica, lasă-le să pască. Am dat reformele și n-am știut că s-a schimbat patronul și am primit banii pe tranșe. Când am sunat, trebuia în 2 săptămâni iar așa. Și am zis că s-a schimbat patronul și o să ne bage banii la toți care am dat în perioada aia câte o parte din sumă. Și ultima parte din bani mi-au dat-o pe martie. Deci pe reformă mi-au dat-o pe martie, date oile din noiembrie. Fiind la sfârșitul decembrie mi-a băgat o sumă, prin ianuarie o sumă, februarie nu cred că mi-a băgat nimic și ultima dată mi-a dat pe martie, la începutul martie. Și de asta vă zic. Așa și aici, și la floarea soarelui, văd că la cereale la fel. Anul trecut nu am avut probleme cu ei, dar anul ăsta văd că iarăși mi-au băgat doar un sfert din bani. Nu au făcut tranzacțiile, nu știu. De asta spun. Na. Dai banii cu acte, cu tot, cu ANAF-uri, cu tot. Ești la zi și nu-ți primești banii. De asta și intră foarte multe firme în faliment, pentru că au datorii și nu mai poți să le achite. Ăștia nu-ți bagă, nu-ți virează banii și atunci cum faci? Avem datorii la azot, la sămânța de porumb, la motorină, nu poți să cumperi, că nu mai ai cu ce să cumperi. Nu ai. Ăștia nu m-au virat banii nici pe mei, nici pe floarea soarelui. Porumbul nu l-am vândut, că îl păstrez pentru la oi și vând mai târziu din el. Grâu nu-l cumpără nimeni, avem depozitat, vindem doar așa pe la piață, în rest nu vindem. Doar ce am vândut floarea soarelui și uite că nici pe asta nu ne-am luat banii. De asta vă zic, în agricultură vedeți că nu prea mai merge chiar așa bine. Acum, na, să sperăm că va veni mai bine, nu? Nu știu ce să zic. De asta nu mi-a recuperat banii, pentru cei care mi-a scris de ce nu i-am dat cash. Nu ți ia nimeni nu-ți dă ție pe 5-600 de mii cash, banii jos. Nu are, spune că nu are, sau ți-i dă pe mai multe tranșe și atunci vă dați seama că în momentul când el a încărcat miei în camion, tu trebuie să alegi după el, după bani, cum alergi și acum. Telefoane, nu-ți răspunde, închide, te duci la ei, nu-i nimeni pe acolo, bați, trimite pe noi, azi vorbești cu X, mâine cu Y, nu știe, ăla te plasează la ăla, nu știu cum să mai minte ca să se scape de tine. Și după aia te trezești că-ți virează, când au bani, virează ei direct în cont. Te zici că ai o sumă de bani, iară, știți, îți astupă gura ca să, na, o perioadă iară să nu-i mai cauți. Dacă nu le dăm telefoane zilnic, când băgați banii, o să-i băgăm tot asta, zice, o să-i băgăm, dar când? Și eu la rândul meu le spun la Eilanț, o să vă dau banii când? Păi când îmi bagă ăștia pe mii. Iar tot așa, că nu ai de unde să pui banii jos. Asta e situația.